găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru, iată ce subiecte v-am pregătit pentru întâlnirea de astăzi cu știrile Mix TV. Explozie la o casă din Codlea. Ce s-a întâmplat? Vă spunem la știri. Din weekend se întoarce iarna cu geri siberian și ninsori abundente. Permisele de conducere sunt la mare căutare în Brașov. De ce? Aflați imediat! Explozie la Codlea. O femeie a ajuns la spital cu arsuri de gradul 2 și 3 pe 70% din suprafața corpului. Deflagrația a avut loc în această dimineață și nu a fost urmată de incendiu. Cel mai probabil cauza principală a exploziei o reprezintă acumulările de gaz metan din locuință. Explozie într-o casă din Codlea. O femeie a fost scoasă din locuință cu arsuri pe 70% din corp. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Brașov, Luiza Dănilă, pompierii au intervenit în această dimineață la o explozie la o locuință din municipiul Codlea, la o casă. Explozia nu a fost urmată de incendiu, însă o femeie de aproximativ 70 de ani a suferit mai multe arsuri de gradul 2 și 3 pe aproximativ 70% din suprafața corpului, a explicat Luiza Dănilă, purtătorul de cuvânt al ISU Brașov. În prima fază, femeia a fost transportată de către echipajul SMURD la Spitalul Municipal Codlea. Ulterior, ea a fost preluată de echipajul SMURD de terapie intensivă și transportată la UPU Brașov. Pompierii spun că foarte probabil cauza exploziei a fost acumularea de gaz metan de la aragazul din casă. Pe DN1A a fost stare de alertă aseară. Pompierii au fost mobilizați de urgență în zona Brădet, unde un incendiu a izbucnit în trafic la o cisternă plină cu motorină. Focul a pornit de la anvelopa autovehiculului. În jurul orei 21:15, pericolul a fost declarat îndepărtat, flăcările fiind lichidate. În urma incendiului s-a produs o fisură la cisternă prin care se scurge combustibil. La fața locului a rămas un echipaj de stins incendii cu apă și spumă pentru asigurarea măsurilor de protecție pe timpul transvazării combustibilului, ne-a informat Luiza Dănilă, purtătorul de cuvânt ISU Brașov. Alertă meteo de geri siberian și ninsori pentru sfârșitul săptămânii, când sunt așteptate temperaturi chiar și de minus 18 grade Celsius. Potrivit meteorologilor, în intervalul 26 februarie 1 martie, vremea va fi deosebit de rece, diminețile și nopțile vor fi geroase și va ninge temporar în majoritatea regiunilor țării. ANM a anunțat că de la sfârșitul săptămânii va pătrunde în țară o masă de aer rece de origine polară, în weekend înregistrându-se valori între minus 13 și minus 18 grade Celsius în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei, iar în capitală de minus 3 grade. De la sfârșitul acestei săptămâni, o masă de aer rece de origine polară va pătrunde în țara noastră, determinând scăderea semnificativă a valorilor termice, atât a celor maxime cât și a celor minime, astfel că vremea va deveni deosebit de rece. Pe parcursul nopților, dacă la început în partea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei vom vorbi de ger, de lunea viitoare vom vorbi de ger, în special în jumătatea de nord a țării. Apoi, în zilele imediat următoare, gerul se instalează și în restul zonelor. Potrivit comunicatului de presă emis de ANM către Mediafax. În afară de temperaturi scăzute, la sfârșitul săptămânii revin insorile în cea mai mare parte a țării. De azi sunt prognozate precipitații mixte în partea de sud și sud-est, apoi vor predomina ninsorile. Însă de sâmbătă vorbim de precipitații doar sub formă de ninsoare în majoritatea regiunilor, ninsori ce vor continua și pe parcursul zilei de duminică. Sub aspect termic, începând cu ziua de sâmbătă, o masă de aer rece dinspre latitudini nordice va coborî și va pătrunde și în țara noastră, determinând astfel scăderea valorilor de temperatură. Această scădere va fi mai accentuată pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică în partea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei, unde așteptăm temperaturi minime de minus 13 grade Celsius. Scăderea va continua și duminică, iar în noaptea de duminică spre luni așteptăm valori de până la minus 18 grade în estul Transilvaniei. Potrivit ANM, în intervalul 26 februarie 1 martie, vremea va fi deosebit de rece, diminețile și nopțile vor fi geroase și va ninge temporar în majoritatea regiunilor țării. Această vreme deosebit de rece va persista și săptămâna viitoare, când dimineața și noaptea foarte probabil va fi ger.
La serviciul regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor se desfășoară zilnic peste 500 de operațiuni cu publicul. Totul este realizat cu numai 8 oameni. Chiar și raportat la numărul mare de solicitări, o problemă o reprezintă în continuare cozile care se formează noaptea în fața instituției pentru a prinde un bon de ordine. O vorbă din popor spune că orice învăț are și un dezvăț, doar că în cazul cozilor formate în creierii nopții la serviciul regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor din Brașov, această povață nu se aplică. Și asta în condițiile în care, spre exemplu, în această dimineață, la ora 10, încă mai erau disponibile bonuri de ordine. 0, 0, 1, 3, la ghișeul 8. Bonul 45, asta înseamnă spre sfârșitul, pe la ora 11. Da. Deci veniți cu bonul 45 la ora 11, eu mă duc și vorbesc cu colegii și le spun că bonul 45 de la permisă e de fapt pentru registrul ca să vă putem ajuta. Nu, nu mai veniți la asta. Se veniți direct cu bonul la 2, 3 sau 4, ghișele de permisă. O alternativă la sistemul de bonuri cu ordine în momentul de față ar putea fi programarea online. Aceasta se poate face pe site-ul prefecturii pe www.prefecturabrasov.ro. Aici există programări până la 3 luni care se pot face, însă din informațiile actuale vă pot spune că se poate face programare de azi pe mâine. Este foarte interesant de știut că atunci când există o programare online nu mai este nevoie de bon de ordine. Zilnic, în cadrul acestui serviciu, se procesează aproximativ 200 de înmatriculări, între 170 și 200 de solicitări la compartimentul permise și în jur de 140 de examinări pentru obținerea carnetului de conducere. Din păcate, și astăzi la ora 5 erau prezente persoane la sediul serviciului care așteptau să ia bon de ordine. Acestea au fost îndrumate să nu mai vină la aceste ore. După cum se poate vedea, chiar și în acest moment la ora 10, mai există încă jumătate din bonurile de la compartimentul înmatricularea vehiculelor, acestea fiind cel mai deficitar în ultima vreme. Deci apreciem că nu mai este necesar ca oamenii să vină la acele ore imposibile, ci pot să vină la sediul nostru începând cu ora 8:30. Pentru o cât mai bună comunicare cu reprezentanții serviciului regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor din județul nostru, brașovenii sunt rugați să nu solicite eliberarea mai multor bonuri de ordine deodată și să nu se mai prezinte la sediul din strada Turnului la ore precum 2 sau 3 dimineața. Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2017 erau asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale pe bază de declarație, pentru a beneficia de aceleași drepturi prevăzute de lege, sunt obligate să încheie un nou contract de asigurare, dacă nu au făcut acest lucru până acum. Angajatorii sunt obligați să depună centralizatorul certificatelor medicale la sediul Casei Județene de Asigurări de Sănătate pe raza cărora își au sediul social. Stagiul minim de asigurare este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediu medical față de o lună cât era prevăzut până la data de 31 decembrie 2017. Sumele reprezentând indemnizații care se plătesc de către angajatorii angajaților care au beneficiat de certificate de concediu medical se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, se arată într-un comunicat al Casei Naționale de Sănătate. Potrivit acestuia, persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2017 erau asigurate în sistemul de asigurări de sănătate pentru concedii și indemnizații de asigurări de sănătate și care vor să beneficieze de asigurare în anul 2018, trebuie să încheie contract de asigurare cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate la care sunt luate în evidență. În acest context, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru ca aceste persoane să poată să fie în continuare asigurate pentru concedii și indemnizații, au obligația să se adreseze Casei de Asigurări de Sănătate în vederea încheierii unui contract de asigurare. Contractul este condiționat de plata unei contribuții pentru concedii și indemnizații în cotă de 1%, aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare, care venit lunar, care nu poate să fie mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 1.900 de lei, și nici mai mare decât valoarea 12 ore acestuia, respectiv 22.800 de lei. Stagiul minim de asigurare este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediu medical față de o lună cât era prevăzut până la finalul lui 2017. Aceeași regulă este valabilă și pentru acordarea concediilor medicale și indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii.
pentru concedii medicale și indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, pentru concedii medicale și indemnizații pentru maternitate, pentru concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav. Conform Casei Județene de Asigurări de Sănătate, certificatele de concediu medical necesare asiguraților care se află în incapacitate de muncă se eliberează de medicul curant fără a mai fi necesar avizul Direcției de Sănătate Publică în baza actelor doveditoare. Cariera doctoriței Valeria Badea se măsoară în viețile pe care le-a ajutat să vină pe lume. Sunt multe mii, nu le mai știe numărul exact și contorul încă merge înainte. Și pentru că asta nu este la destinul oricărui muritor, se simte norocoasă și are energia aceea debordantă și optimismul înțelept de om trecut prin multe prin viață. De fapt, de la ei, de la bebeluși, își ia energia și bucuria de a trăi. Când și-a asumat manageriatul de la maternitate, nu credea că este așa greu, iar când a început ampla reabilitare, nu știa că va dura atât de mult. Dar acum Brașovul, orașul în care au înflorit spitalele private, are maternitate de 5 stele. E ca un copil cu nota 10 la naștere, care trebuie însă crescut cu grijă, hrănit și educat, că e de lucru la educație și la paciente și la personal. Eu întotdeauna am dorit să-i formez, întotdeauna le arăt. Ați avut vocația asta de... Da, îmi place și sunt solidară cu fetele, cu ginecologele. Cu... Lor le-i mai tinerele greu doctorițe, puțin. Vă regăsiți doctorițe. Cumva în, da, în ele, frământările lor, da, în emoțiile, da, lor, în trăirile ele lor. Ele au toată susținerea mea, bine, nu discriminez. Nu faceți discriminare. Nu. Dar aș vrea să devină o ginecologă, cred că e mai participativă la actul medical și atunci trebuie să lucrezi mult, să-ți stabilești niște principii, să devii foarte sigură. Doctorița Badea și-a început drumul în profesie la vremea intervenției în orb, a nașterilor pe bandă rulantă și a avorturilor clandestine, pentru care ginecologii erau hăituiți de securitate. După aproape 30 de ani la maternitate, vin încă paciente care nu au auzit de contracepție și 8% dintre mămici sunt minore, unele au doar 13 ani. La fel ca în orice altă meserie, trebuie să-ți placă, să te implici, să lucrezi foarte mult. Vă dați seama cât am lucrat noi, ca rezidenți, nu se compară. Noi făceam 9 gărzi pe lună. Ca să-ți faci mâna. Fata mea urăște medicina. De aceea nu s-a făcut doctoriță, de fapt. E vremea paradoxurilor. Se face fertilizare in vitro, se pun pe picioare copii veniți pe lume cu numai 500 de grame, femeile devin mame la vârste la care altădată erau bunici. Dar, din păcate, cancerele înfloresc și alte patologii parșive. Maternitatea de stat rămâne uzina care forjează și care duce greul unor vremuri pe care Valeria Badea e fericită că le trăiește. Cred că există un brand al maternității, există un colectiv medical. Un soi de garantat maternitatea Brașov. În ultimii ani am dotat pentru precizia diagnosticului, pentru siguranța pacientului și asta, bineînțeles, că atrage. Pe de altă parte, eu sunt adepta clinicilor private. De ce? Pentru că va exista întotdeauna o nișă de paciente care vor dori să fie nu foarte înghesuite, nu să aibă un personal dedicat numai unei persoane, numai pacientei, da, și bebelușului. Deci nu cred că este atât de mare concurența cum se vrea. Însă și noi trebuie să facem față și încă o dată accentuez profesionalismul, pentru că toată lumea știe când sunt complicații, noi le rezolvăm. Bun, ceea ce înseamnă se știe de mult asta. Nivel profesional, dotare, siguranță, act medical. Veste bună pentru angajații Ministerului Afacerilor Interne și cei Ministerului Apărării Naționale. De anul acesta, militarii și polițiștii vor avea vacanțele decontate. Toți polițiștii, jandarmii și pompierii, dar și militarii vor putea pleca în concediu anul acesta pe banii promiși de guvern. Dacă ceilalți bugetari au primit sau vor primi vouchere tipărite în quantum de 1450 de lei, la personalul MAI și MAPN e diferită procedura. Aceștia din urmă trebuie să strângă toate bonurile fiscale primite în concediu, pe care le vor putea deconta ulterior la instituțiile la care sunt angajați, în limita a 1450 de lei. Ministerul Afacerilor Interne va dispune toate măsurile necesare în vederea aplicării legislației în vigoare cu privire la acordarea indemnizației de vacanță, primei de vacanță, voucherelor de vacanță. MAI și celelalte instituții din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională desfășoară activități în vederea asigurării acelorași drepturi, indemnizație de vacanță, primă de vacanță, vouchere de vacanță.
tuturor categoriilor de personal, în acest scop fiind întreprinse activități de adaptare, în cel mai scurt timp posibil, a legislației în vigoare, pentru prevederea tuturor categoriilor de personal ca beneficiari ai acestor drepturi și totodată pentru respectarea tuturor măsurilor de protecție a informațiilor clasificate. Pe lângă angajații MEAI și MEAPN și cadrele didactice din toată țara vor primi începând cu anul acesta vouchere de vacanță conform ordonanței de urgență publicată pe 30 iunie 2017 în Monitorul Oficial. Finanțarea va fi deschisă în luna februarie, astfel că profesorii vor primi aceste tichete începând cu luna martie, potrivit unor declarații ale Ministrului Educației. Valoarea voucherelor de vacanță stabilită de lege este de 1450 de lei per salariat, iar acestea vor putea fi folosite doar la hotelurile și pensiunile din țară și numai de către titularul acestora. Acceptarea acestor tichete de vacanță de la alte persoane decât titularul este considerată contravenție și este sancționată cu amendă. Evenimente în lumea artelor plastice brașovene, profesori, foști elevi, deveniți profesori și actuali elevi, au sărbătorit împreună 55 de ani de învățământ de specialitate în orașul de la Poalele Tâmpei. Toate aceste generații au demonstrat în timp, iar acum printr-o expoziție, că arta este semnătura civilizației. Uniunea Artiștilor Plastici a vernisat la Galeria Europe expoziția aniversară a profesorilor de specialitate de la Liceul de Arte Plastice Hans Matistoici. Autorii au reunit pe simeze lucrări de pictură, grafică și sculptură. Prin teme și tehnici diverse, cei 28 de artiști dascăli au dorit să aducă un omagiu tuturor profesorilor care din 1963 și până în prezent au împărtășit elevilor taine din lumea formelor și a culorilor. Expoziția ilustrează practic viața unei școli care, în vremuri bune sau mai puțin bune, a suferit numeroase transformări, dar care a dat întotdeauna învățământului superior de profil absolvenți olimpici cu numeroase premii, iar artelor plastice românești nume de referință. Lucrările pot fi admirate gratuit la Galeria Europe a Uniunii Artiștilor Plastici până la începutul lunii martie. Handbalistele de la Corona au pierdut la scor cu CSM București, iar hocheiștii brașoveni au avut parte de un start perfect în play-off-ul Erste Liga. Mai multe detalii imediat la rubrica Sport. CSM București a surclasat-o pe ASC Corona 2010 Brașov cu scorul de 37-21, la pauză 19-13, într-o partidă disputată în sala Rapid din capitală, într-un meci din etapa a 18-a a Ligii Naționale de Handbal Feminin. Golurile echipei brașovene au fost reușite de Laura Popa, 3, Georgiana Ciuciulete, 3, Timea Tătar, 3, Laura Kiper, 3, Bianca Tiron, 2, Eliza Buceschi, 2, Andreea Chiricuță, 2, Dalia Bucur, 1, Teodora Bloj, 1 și Cristina Clețu, 1. CSM București ocupă primul loc cu 54 de puncte, urmată de SCM Craiova cu 33 de puncte, HCM Râmnicu-Vâlcea cu 33 de puncte, CSM Gura Cisnădie cu 31 de puncte, iar Corona se află pe locul 8 cu 21 de puncte. Start perfect în play-off-ul Erste Liga pentru Lupii de la Corona. După un sezon regulat mai mult decât modest și o primă parte a actualei ediții în care au ratat un trofeu, Cupa României, hocheiștii de la Corona Brașov și-au revenit și au un parcurs perfect. Au urmat 8 victorii consecutive în grupa 5-9, dar cel mai important este că echipa noastră continuă forma excelentă și în play-off. În primul meci cu Uipești, din sferturile de finală disputat în Ungaria, Lupii și-au surclasat adversarul și s-au impus cu 4-1. A fost o confruntare excelentă pentru linia a patra, care a marcat 2 dintre cele 4 goluri, autori Matias Biro, Jolt Peter, Walls a reușit o dublă, în timp ce pentru gazde a marcat Caladi. Corona conduce astfel cu 1-0 în seria care se decide în sistemul cel mai bun din 7 meciuri. A doua confruntare va avea loc tot în Ungaria, după care vor urma 2 partide la patinoarul olimpic duminică și luni. La știrile mixte vă iese acum vremea pentru vreme. Vremea este probabilă, dar cu Best Optic întotdeauna se vede bine. Ai încredere, vezi cu ochii tăi. În următoarele 24 de ore, la Brașov vom avea parte de vreme în general rece. Minimele nopții vor coborî până la minus 3 grade Celsius, fiind anunțată și ninsoare, iar maxima termică a zilei de mâine nu va depăși la Brașov valoarea de 6 grade Celsius.
Vremea este probabilă, dar cu Best Optic întotdeauna se vede bine. Ai încredere, vezi cu ochii tăi. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. La Mix Actual vine optometristul Gheorghe Bodi, sunt Onelia Pescaru, pe curând, toate cele bune!